Doamnelor și domnilor, vă spun bună ziua, sunt Vasile Inuță. Ne întâlnim astăzi la o nouă emisiune City Pulse. Spunem deseori că trăim într-un oraș cultural, ne place să ne lăudăm cu acest lucru. Nu întotdeauna avem grijă totuși să promovăm cultura la valoarea ei reală. De multe ori cultura doar am moștenit-o, o ducem mai puțin, eu știu, mai departe. Rămâne doar un capitol câteodată într-o carte de istorie. Vom lua astăzi pulsul orașului împreună cu sculptorul Alin Nacșu, invitatul emisiunii de astăzi. Bine ați venit! Bună ziua, bine Alin, v-am regăsit! Nacșu. Trebuie să spun de la început că ne cunoaștem de ceva vreme și să zicem că talentul dumneavoastră și realizările de până acum vă determină să spuneți că sunteți un artist tânăr. Totuși, toate au un început. Când s-a întâlnit Alin Nacșu prima dată cu, să zicem, cu arta și și-a dat seama de talentul său? Da. Ca și introducere scurtă, întâlnirea cu arta a fost undeva în perioada copilăriei. Aveam o vecină de etaj care terminase liceul de artă, dar nu continuase studiile universitare. A rămas undeva la acel nivel de liceu, de altfel foarte talentată, și descoperind prin desenele copilăriei și undeva prin clasa a treia sau a patra, se întâmpla prin 83-84, le-a indicat părinților să mă înscrie la liceu de artă, că aș fi avut talent. Și asta a fost. Părinții n-au stat foarte mult să gândească și au... A fost un moft, pentru că de multe ori părinții își dau copiii la liceu de artă pentru că sună bine, să facă un instrument, să, eu știu, să ia contact cu pictura, cu sculptura, cu arta vestimentară. Sau ai simțit că există chiar un, să zic, un impuls? Aveai totuși, ești născut în 75, da, erai mititel, ca să spun așa. 75 și neavând o experiență în familie, o experiență genetică în familie, o experiență artistică, părinți normali, muncitori, cum era pe timpuri, bunici, de altfel, fără nicio înclinație artistică, au înțeles că ar fi o alternativă frumoasă în perioada respectivă, o perioadă, să ne aducem aminte, destul de neagră, destul de sombră, așa, puțin colorată. Și, de fapt, am fost înscris la două școli, la trecerea între clasa a patra și clasa a cincea, deci 84-85. Am fost înscris la liceul Mihai Eminescu, am participat la testele eliminatorii sportive, cum se făceau atunci, în timpul respectiv, și am luat cu brio 10. După aia am fost înscris la liceu de artă la o distanță de câteva zile, iar la liceu Mihai Eminescu vreo lună de zile m-au stricat la catalog în septembrie-octombrie. Bun, după... Probabil ți-ai conturat în anii de liceu, ți-ai conturat, să zic, aptitudinile artistice. Au început să apară, probabil, primele fărâme de talent, să spun așa. A urmat facultatea și am avut noroc de profesori foarte buni. Printre singurii, sau să spunem, da, printre singurii profesori pe care îi pot eu considera ca fiind valoroși în formarea unui viitor artist. Maestru Buzdugan, Dumnezeu să-l ierte, mi-a pus bazele sculpturii, să spunem, în portret și în compoziție. Domnul profesor Crengăniș, după Revoluție, a intervenit cu acel desen frumos, ne-a învățat să desenăm exact ca la carte. Și în perioada din Italia am avut
deosebită plăcere să-l cunosc, să învăț foarte multe de la el. Un profesor italian care a fost prieten cu marele artist Manzo și de altfel sculptor Giacometti. Am sărit de la studiile universitare la bursa pe care știu că ai avut-o în, o bursă privată în Italia. Vreau să spun că în perioada când ai absolvit tu universitatea, nu știu, era greu de zis, băi, am să termin școala și am să îmi găsesc un loc de muncă să fac. Te-ai gândit vreodată că ai să poți trăi din artă, din sculptură? Sau a fost, cum să spun, poniste și pe un drum și te-ai gândit exact. A fost un joc la început. Un joc pe care mi l-am permis din cauza tinereții, poate. În perioada aceea era în plină expansiune modernismul cultural și toate manifestările astea de după revoluții. A explodat bomba asta culturală. Au început să apară tot felul de informații, tot felul de lucruri noi pe care nu le văzusem pe timpul de dinainte de 89. Și am fost luat așa, făceam parte dintr-un joc, un joc regizat oarecum de viață. Simțeam că sunt unele lucruri pe care ar trebui să le păstrez, iar altele să le joc, să le simulez. Toată lumea. Erai, să zicem, ceea ce spune un artist, erai în căutarea... Eram în căutare, nu știam exact. Unui ideal și a unui fac drum. Pictură, sculptură, era un amalgam. La un moment dat, exact, undeva la Pașcani, parcă, da. Nu? În 2001-2002, exact. A fost un an de zile, am făcut un ofertă. E suficient să zic talentul unui... Vorbeam, nu știu, acum ceva vreme cu o fetiță de vreo 10 ani, foarte talentată, câștigătoare a multor premii la muzică și spunea că nu e nevoie numai de talent. Ea spunea, doamne, trebuie jumătate talent, jumătate studiu. E suficient să zic talentul și să zic studiile alea universitare? Pentru tine n-au fost de ajuns. Ai încercat să descoperi și altceva. Să zic că Italia era... Bun, era țara făgăduinței pentru un sculptor. Dacă vrei să faci sculptură, mergi în Italia ca să înveți și să ai și norocul să întâlnești pe cine trebuie. Pentru că obțin greu bursele de studii? În perioada când am obținut eu această bursă, românii încă aveau nevoie de viză, de stat la consulat, tot felul de documente îți puiau ca să poți participa sau pentru a putea părăsi România. Nu făceam parte din spațiul Schengen, ca de altfel nici acum, dar nu eram în Comunitatea Europeană. Asta era un minus... un minus destul de greu. Da. Și atunci a primat talentul. Cei care m-au văzut, a fost un festival de artă în Iași, în toamna anului 98, 1998, și au venit italienii, am avut câteva sculpturi pentru acea expoziție, pentru acel manifest artistic, și au zis... ești dispus să mergi în Italia pentru o bursă? Nu prea știam ce înseamnă lucrul ăsta, să mergi într-o țară străină, nu cunoști limba. Nu cunoșteam deloc limba italiană, doar limba engleză și franceză. M-a ajutat foarte mult bagajul meu sufletesc, bagajul de acasă, entuziasm, educația. Mă. Și educația, să știți, bunul simț... și consecvența. Și am zis, de ce nu? Am acceptat. Iar în februarie am plecat în Italia. Undeva în Sicilia, am înțeles, nu? În Sicilia, da. În Catania. Am avut această bursă. Am studiat arta clasică. După aia m-am respecializat pe sculptura modernă, sculptura brâncușiană, sculptura în stil brâncușian. Și tot în acea perioadă am lucrat la Carrara. Am fost la Carrara.
Am plecat pentru 2 săptămâni de stagiu și... Carara e cunoscută... Carara fiind cunoscută ca... de marmură, una dintre cele mai bune din lume pentru sculptură. Fabrica tuturor sculpturilor în stil clasic italian și francez. Deci Carara este cel mai mare furnizor de sculpturi clasice cu marmură de Carara pentru America. Pentru că mai pe parcurs o să vă povestesc niște detalii. Te-ai dus să spargi piatră, ca să zic așa. Înainte, dar haideți să revenim la perioada de după facultate. Revenim. Am terminat facultatea în 1998 și s-a ivit o posibilitate în septembrie, în luna septembrie 1998, deci la 2 luni de la absolvire, s-a ivit această posibilitate de a pleca în Turcia. Am fost plecat în Turcia cu o experiență destul de tristă, dar care mi-a întărit spiritul. Ce căutai în Turcia? În Turcia e foarte interesant. Mi s-a oferit posibilitatea de a lucra la o carieră de marmură în Antalya. Antalya, după cum știm, majoritatea, măcar de la televizor, e cam cea mai mare zonă turistică de vară, estivală, să spunem, din Turcia. Sau poate chiar din zona Balcanilor și Asia Occidentală. Dar ideea de a lucra într-o carieră de marmură, de a simți materialul, ca să zic așa. Exact. Era acel fior, acea tresărire care o simțeai, o, Antalya, carieră de piatră. Pentru că eu știam că în Antalya sunt munți plini cu piatră, gresie, travertin și marmură. E o zonă extrem de bogată în piatră. E un furnizor foarte important pentru Europa de piatră și travertin. Și ai plecat în Turcia? Am plecat în Turcia, da. E foarte interesant. E o experiență negativă, dar mi-a întărit foarte mult ideea de sine, ideea de ceea ce vreau să fac în continuare. Nu m-am lăsat. Deci, pe scurt, am fost păcălit, tras pe sfoară, eu și încă 12 oameni de aici, din Iași. Ni s-au cerut bani când am ajuns în Istanbul. Ne s-au cerut bani pentru bilet, chipurile, acel om cu complicele a mers la un ghișeu de unde trebuiau să cumpere bilete pentru Antalya și au fugit. Fost abandonați în au fugit Turcia. Cu bani, da, ne-au abandonat într-o să înțeleg piață, că a fost victima unor traficanți de persoane. KGB, da, exact. Și de acolo a trebuit să mă descurc să ajung unde sunt. Tot ce am realizat până acum, în toată activitatea mea artistică și personală, am realizat neajutat și neimpulsionat de nimeni. Am și un mare regret din perioada Italia. Tot în acea perioadă, în 1999, a fost anul de cotitură, să spunem așa, în alegerea drumului, alegerea drumului meu, și a constat în încercai să-ți identifici o cale sau a fost un șoc, să spună, am avut ori, o propunere. Foarte multe lovituri pe care le primești în viață, da, îți pot îți determina drumul pe mai departe. Când eram în Sicilia la universitate, au venit doi domni prezentabili, s-au interesat de mine, știau foarte bine de activitatea mea, ce făcusem eu în jumătate de an de Italia, și mi-au propus dacă aș fi de acord să merg în Vatican, în zona de restaurare sculptură. Mi s-au prezentat într-o noapte, în următoarea noapte, mi s-au prezentat avantaje și dezavantaje. Avantaje erau doar 2 și dezavantajele erau cât cu duiumul, exact.
avantajele și dezavantajele. M-am speriat. Era să lucrezi acolo, nu? Era să lucrez acolo și îmi prezentau o viață destul de secretă. Din ceea ce am înțeles, totul se petrece în secret. Sunt tehnici, școlarizarea, perioada de școlarizare de 2 ani de zile care ți-o oferă acolo în cadru. Nu ai voie să discuți, nu ai voie să ai prieteni mai intim. Nu ai... E un sistem foarte strict. Mai rigid. Vreau să spunem că Alin Nașu, sculptorul de astăzi, nu știu, are peste 180 de, să zic, de lucrări care sunt expuse, vândute în toată lumea. În toată lumea. Mă uitam pe o listă, cine vrea să vadă o parte dintre noi, să și prezentăm câteva fotografii și nu știu, niște filmulețe foarte scurte cu tine în atelier. Imagini cu lucrările lui Alin Neacșu pot fi văzute pe site-ul meu personal. Mă uitam la lucrări și vedeam o listă destul de bogată de lucrări și clasice și moderne. Și stăteam și mă gândeam, ești undeva...